Ultimul custode al casei memoriale Calistrat Hoga și invitat la manifestările organizate miercuri 26 aprilie privitoare la comemorarea 170 de ani de la nașterea marelui scriitor nemțean susține că trebuie recunoscut faptul că, mai ales în ultimii ani, relația vizitatorilor cu muzeele în general și casele memoriale în special nu este cea mai fericită. Cauzele acestea țin de faptul că actualele generații de liceeni nu mai citesc, ci se informează doar de pe rețelele de socializare. Acest lucru, în opinia scriitorului Emil Nicolae, ține în special de căderea dramatică a nivelului învățământ. Va fi un simpoziu al niște conferințe al lui Mircea Diaconu. Mircea Diaconu, prorectorul de la Suceava, care a și scris o carte despre Hoga și acum câțiva ani. O conferință a profesorului Mircea Platon de la Iași. Și în rest vor fi niște evocări Livescu, probabil, pentru că el l-a editat pe Hogaș. La editura Crigarup s-a scos niște ediții Hogaș, critici și cu texte și cu asta. Plus Cataia Memoriile, le-a recuperat. Acolo am fost eu redactor. Niște discuții cu muzeografii. Foști muzeografi. Acum, înaintea mea a mai fost, bine, au mai fost Ciucă, dar ăsta e la Iași, nu știu dacă se deplasează, că are probleme de sănătate. A mai fost doamna Alexandrina Bostan după el. După aceea am fost eu. Spuneți-mi, de ce în ultimii ani nu mai vin așa mulți vizitatori la Casa Hoga? În ultimii ani nu mai vin așa mulți vizitatori la toate muzeile, nu numai la Hoga, pentru că trăim, ca să spun așa, alte vremuri culturale în România. Adică există o concurență a medii, există varianta online, există varianta Facebook, pe care circulă imaginile. În același timp, relația muzeilor cu școlile e mai complicată decât înainte, când era un fel de comandă să vină la muzee, măcar la niște aniversări, comemorări, să vină cu școala pe la muzee, asta, primul la muzee de istorie, mă refer. Dar există, asta știți foarte bine, o cădere a nivelului de învățământ a profesorilor. Școala nu ar trebui să fie o chestiune abstractă, ci una concretă. Un exemplu edificator, în opinia scriitorului Emil Nicolae, îl constituie relația inexistentă dintre Colegiul Național care poartă numele marelui scriitor Calistrat Hogaș și Casa Memorială cu același nume. Deci, școala nu e o chestiune abstractă, decât pe hârtie. Școala, în concret, e o sumă de profesori într-o entitate, școala numărul, liceul numărul, colegiul numărul, care ar trebui să vină cu elevii la muzee. Dar dacă profesorul e de calitatea care e astăzi și o cunoașteți foarte bine, nu vă mai trimit să vedeți că ți-au luat titularizările și alte examene, dintre asemenea profesori n-au de unde elevii să primească direcția, informația și interesul pentru muzeu. Un exemplu concret la Hogaș, există un liceu Calistrat Hogaș în Piatra Neamț. Vă rog să vă interesați ce legătură a stabilit colegiul Calistrat Hogaș, unde a fost și eu elev cândva, cu muzeul Calistrat Hogaș în acest an, în aceste zile, când îl aniversează pe Hogaș. Scriitorul nemțean apreciază că și sistemul muzeal din România ar trebui să facă eforturi pentru a se restructura, motiv pentru care actualele conduceri au încadrat și un director de marketing cultural. Acesta își amintește despre o întâmplare în care o pietreancă a călcat pentru prima oară pragul casei memoriale Hogaș după ce s-a întors din Italia, unde a văzut că lumea merge la muzee. Se restructurează mai lent, e adevărat, într-o anumită zonă a lui, pentru că asta e rolul lui, să conserve, să păstreze valori, colecții. Există o parte dinamică a relației cu publicul și aici ar fi de discutat, mai ales că în structura complexului muzeal Neamț, cel puțin, dar și în alte locuri, a apărut un director de marketing care trebuie să dezvolte relația cu publicul, cu vizitatorii.
piață concurentă în acest moment. Deci intrarea într-un muzeu înseamnă vizual și informații. Pe această piață, muzeile au acum o concurență foarte mare, le-am enumerat deja din alte direcții. Și pentru asta ar trebui să miște cumva, să inoveze. La cazul Hogaș, dacă ne referim concret, Hogaș, Muzeul Hogaș e un muzeu memorial. Muzeile memoriale, spre deosebire de alte muzei, cum ar fi Muzeul de Istorie, mă refer la cele din Neam, sau Muzeul de Artă, sau Muzeul de Științe Naturii, care pot inova modalități de etalare, expoziții cu animale ciudate la naturale, aduci pești la, sau șerpi. La artă aduci expoziții experimentale cu avangardiști și post-avangardiști, la istorie aduci și s-au întâmplat lucrurile astea. O casă memorială e casă memorială. Ideea, definiția e că păstrezi casa în imaginea, zona în care ea exista în Islam. Când autorul, subiectul, că e pictor, cum e cazul Hogaș, sau pictor sau altceva, cum a fost în vremea când el trăia acolo. Deci e mai greu la o casă memorială să inventezi modalități de atracția publicului. Aia, interesul pentru casa memorială se dezvoltă prin cultivarea vizitatorului în mediul școlar sau în alt fel, adică să vină el acolo. N-ar cum să ducă casa memorială după vizitator. Și eu vă spun, vă dau exemplu. Asta este o chestie, repet, de educația publicului. Am avut eu într-o vară, când eram acolo, niște vizitatori, niște fete tinere cu copii, mame tinere cu copii, care lucrau în Italia, din Piatra Neamț. Și mi-au spus când au venit la muzeu, că au venit la muzeu pentru că au văzut în Italia că lumea se duce la muzei. El în România nu fuseseră până au plecat în Italia, în casa Hogaș sau în alte muzei. Dar când s-au întors în vacanță acasă, au venit să vadă muzeu pentru că au văzut în Italia lumea ducându-se. Scriitoarea Violeta Lăcătușu, unul dintre cei mai buni dascăli de limba și literatura română pe care i-a avut romanul, crede că profesorii de astăzi sunt constrânși de rigorile unui examen de bacalaureat de a preda limba română doar respectând itemii unui asemenea examen. Sunt foarte mulți dispuși. Eu știu să mă gândesc predarea limbii române. Aici trebuie să facem și distinții. Totuși sunt și elevi care sunt atrași de literatura română în continuare. Mai sunt elevi care au început să citească pentru motiv că au văzut părinții, s-au întors mulți părinți. Segmentul acesta de oameni, de intelectuali între 40 și 50 de ani, s-au întors spre lectură. Eu am cunoștințe și cunoștințe ale cunoștințelor, oameni maturi care citesc foarte mult și au început și copiii lor și adolescentele unele. În orice caz, este o îndepărtare de literatură și datorită Facebook-ului, datorită. Ei sunt preocupați de alte probleme. Ei caută să fie cunoscuți nu prin literatură. Se făceau înainte concursuri de literatură foarte frumoase. Bine că nu trebuie să amint prietenei cărți, cum se chema. Erau concursuri de literatură și veneau copii cu o literatură impresionantă. Nu se mai fac astfel de concursuri, nu este stimulată lectura, nu se face nimic în afara clasei pentru stimularea lecturii. Și este și aceasta un lucru. Adică să fii cool ar putea să fie și faptul că eu citesc, eu adolescent acutare, sunt cool pentru că citesc foarte mult. Și îmi place să citesc. Uite, e un mijloc de atracție. Iar aici, la noi, ei nu știu că în Roman este muzeul ăsta Calistra Hogaș. M-am auzit că doamna Jor a dat de curând un interviu, nu știu unde, tocmai despre Hogaș. Și trebuie cunoscuți, în primul rând, scriitorii de aici, de lângă noi. Dacă elevii ar fi mai duși de mai des, mai des la muzee, la case memoriale, dacă acolo s-ar făcea concursurile acestea literare, sigur că ar fi o revigorare a interesului pentru cultură. Iar predarea literaturii române, săracii profesori sunt nevoiți să respecte anumiți temi, ei fac adevărată stilistică pe marginea cărților. Nu se pune accentul pe receptarea directă a cărții, discutarea
executarea pe viu, pe carte, pe fragmente a ideilor literare și pe urmă, bineînțeles, a stilului. Trebuie, în general, respectate anumite cerințe care se cer la bacalaureat. Și bieții profesori își fac datoria prin prisma cerințelor bacalaureat. Este cu adevărat nevoie de activități care să-i motiveze pe elevi să citească. Din păcate, analfabetismul funcțional este o realitate a zilelor noastre, când cu greu cei care termină un liceu știu să citească și să înțeleagă ceea ce citesc.